Cred că pentru publicul de față, acest lung discurs este și o demonstrație de cât de dificilă este cercetarea, câte ipoteze trebuie să te confrunți, câte lucruri poți descoperi sau nu poți descoperi, câte luminezi, câte lași în penumbră și aceasta este factura specifică a cercetării. Îi dorim Părintelui Mihail să ducă la capăt această cercetare amplă referitoare la Sfântul Antim Ivireanu, pe lângă activitatea editorială pe care a realizat-o deja în legătură cu opera Sfântului Antim Ivireanu. I-aș ruga pe vorbitorii care vin în continuare să încerce să fie ceva mai restrânși pentru ca să putem într-un timp rezonabil să încheiem lucrurile. Acum, sigur, îl pusesem în program de Părintele Dumitru Vanca în ideea că pleacă la București, dar pentru că nu pleacă, nu mai ținem aici. Și ca să legăm lucrurile, l-aș ruga pe Părintele Gamaliel Sima să continue despre omul Antim, pentru că e foarte important să înțelegem personalitatea și apoi activitatea. Poftiți! Mulțumesc! Trec destul de abrupt în subiectul pe care mi l-am ales să vi-l prezint. Într-adevăr, despre omul Antim s-a vorbit puțin mai puțin. Sfântul Antim, un om ales de Dumnezeu. Ca să înțelegem lucrul acesta, e bine să acceptați sau ascultați câteva cuvinte lămuritoare despre ce înseamnă o elită. Poate că mulți dintre noi nu știm ce înseamnă, cu adevărat, o elită. Mântuitorul Iisus Hristos deplângea prin prorocul Ezechiel starea generală proastă a poporului Israel de vremea aceea și a acuzat direct elita preoțească. Elită care la atunci avea puteri plenipotențiale, drept cauza declinului omului de rând, pe care metaforic Mântuitorul numește baie, iar pe preot păstor. Și ca să fie mai lămuritor pentru cei care trec foarte repede peste paginile Vechiului Testament, e valabil mai ales pentru cei care de acum sunt aplicați spre studiul biblic, avem printre noi și tineri care vor deveni elită preoțească. Vai de păstorii lui Israel, care s-au păstorit pe ei înșiși. Păstorii nu trebuia, ei oare să păstorească turma. Dar voi ați mâncat grăsime și cu lână v-ați îmbrăcat. Oile cele grase le-ați junghiat, iar turma n-ați păstorit-o. Pe cele slabe nu le-ați întărit, oaia bolnavă n-ați lecuit-o și pe cea rănită n-ați legat-o. Pe cea rătăcită n-ați întors-o și pe cea pierdută n-ați căutat-o. Ce le-ați stăpânit? Cu asprime și cruzime. Și ele, neavând păstor, s-au risipit. Și risipindu-se, au ajuns mâncarea tuturor fiarelor câmpului. De aceea rătăcesc oile mele prin toți munții și pe tot dealul înalt. Împrăștiatul sau oile mele peste toată fața pământului și nimeni nu îngrijește de ele și nimeni nu le caută. Fără îndoială că Mântuitorul Iisus Hristos s-a referit, în primul rând, la lipsa unui păstor spiritual care să întoarcă poporul la Dumnezeu. Era important să păstreze Israel linia mesianică și până la urmă să fie posibil să se nască din Fecioara Maria Mântuitorul Iisus Hristos. Dar acele cuvinte sunt valabile și astăzi, inclusiv pentru cei ce au răspunderea de a conduce un popor pe Duhul Său prin istorie. Mântuitorul se arată supărat că păstorii nu îngrijesc urma așa cum ar fi fost menire.
Îi amenință că va lua de la ei puterea conducerii și o va da lui David, care va respecta prerogativele unui bun păstor și că îl va întări însuși Domnul în lucrarea aceasta. Putem înțelege că, în mod absolut, Dumnezeu alege pe aceia care vor grija viața poporului credincios, că pe conducătorii poporului El îi numește și tot el îi destituie, atunci când se abate la principiile îndăpinate prin dege. Starea de lucru este așa, pentru că Dumnezeu a pus o rânduială în viața oamenilor, spre atingerea pe durata vieții, a unui scop, sfințenia, asemănarea cu Hristos în viață. Rânduiala pusă de Dumnezeu are structură ierarhică piramidală. Bine, noi avem acum aminte, ne stă capul la democrație, dar... Dar la Dumnezeu nu este așa. Ca răspuns la iubire față de eșalonul superior, principiul supunerii prin iubire, este principiul piramidei lui Dumnezeu. Supunere care urcă până la Sfânta Treime, aflată în vârful ierarhiei zvon iubit. Alcătuirea nivelului ierarhice este relatată cu lux de amănunte de Sfântul Dionisie Areopagitul în ierarhia cerească și bisericească. Ceea ce ne-a interesat să scoatem în evidență este faptul că Dumnezeu este Cel care alege pe acela sau pe aceia dintre oameni care să-i conducă pe ceilalți. Deoarece Dumnezeu a recunoscut în ei semnele alegerii sale, așa cum reiese din spusele prorocului Ezechiel. Rostuirea lucrurilor revine așadar eliterilor, celor aleși. Desigur, pentru a ierarhiza corect în duhul ierarhiei prezentate de Sfântul Dionisie, adevărata elită a unui popor, putem spune că este alcătuită, în primul rând, din sfinți, martiri și mari duhovnici. După ei ar trebui să urmeze elitele spirituale, morale, intelectuale, pe domenii și niveluri, gânditori, cărturari, ierarhia biserici, academicieni, clasă politică, guvernanți, parlamentari, justițieri și așa mai departe, clerici, medici, profesori, cercetători științifici. Elitele înființează și conduc instituții, fac politici, legi, stabilesc norme juridice, creează și promovează cultura, influențează opinia publică, mentalitățile, dirigează societatea, îi imprimă direcțiile, îi modelează valorile, criteriile, opțiunile. Dintre ele o societate își alege modele. Prin elite un popor respiră axiologic. Ele trebuie să fie plămânii prin care poporul își trage aerul curat al valorilor autentice, surse lui de lumină și de sens. Orientarea adevăratelor elite trebuie să fie dictată de iubirea de Dumnezeu, neam și țară. Motivația altruistă, mergând până la jertfă, domnitor ca Brâncovean, conștiințe ca Eminescu, Paulescu sau Stăniloae, lideri ca Tudor Vladimirescu, Horia sau Iancu, martiri ca Gafencu sau Danil sau Tudor, duhovnici ca Părintele Cleopa, Justin Bârbu, Sofia Bolivu sau Adrian Făcețeanu, sunt acei păstori care își pun viața pentru oi. Sfântul Antim Ivireanu este un om ales de Dumnezeu care s-a remarcat cu excelență în câteva domenii. Până într-acolo încât emite părerea că dacă epoca în care a trăit alături de români nu s-ar fi numit epoca Brâncoveanu, cu siguranță că s-ar fi numit epoca Antim. Sfântul Antim reprezintă ceea ce este mai bun, mai demn, deosebit, distins, fruntea și floarea Bisericii Universale și a societății românești până astăzi. A dobândit o poziție socială avantajoasă și și-a câștigat un renume în constelația Sfinților, cu toate că nu s-a considerat superior nimănui, cu toate că era pe deplin conștient de privilegiul poziției sale de lider creștin și a căutat doar slava care vine de la Dumnezeu. El nu a făcut parte dintr-o clasă de oameni privilegiați, care au arătat pretenții de superioritate impusă de mărimea buzunarului Dobravei Cosac, cu toate că a fost răspătit bănește pentru lucrările sale tipografice. Nu a făcut caz de înălțimea scaunului arhiereț, cu toate că a ajuns să fie șeful Bisericii Românești
sau de țigneala vreunui artist neînțeles. Cu toate că a fost adesea original în tot ce a creat și ne-a lăsat valori perene. Sfântul Mitropolit Antim este o persoană calificată și caracterizată de latinescul electus, select, și face parte din societatea celora care au depășit spațiul românesc și chiar pe cel european. Un om de geniu, între cei mai de seamă oameni ai elitei românești, europene și mondiale. Elita unei societăți, după Eugeniu Speranța, se caracterizează prin puterea de creație și nevoia de emisiune, de împărtășire în societate. Urmând ascensiunea lui Speranța, putem și noi afirma că Sfântul Antim este exponentul unei sinteze creative răsăritene, însumând domeniul credinței, culturii și economiei. Sinteză pe care a demonstrat-o cu deosebire închipărirea și organizarea Sfintei Mănăstiri Antim. De obicei, până să ajungă să facă parte dintr-o elită, unii își câștigă prin luptă un loc la masa puterii, prin orice mișloace. Monacul Antim nu a intrat în competiție cu nimeni pentru a câștiga dragostea și aprecierea lui Hristos, de la care vine tot harul, ori rugile oamenilor, de la care vine o slavă trecătoare. Dar lupta cu sine însuși a fost aprigă, căci sfârșitul său pământesc a fost mucenicesc. Cu cât se apropia de inima Domnului, cu atât mai mult se lupta să descopere ce este cu adevărat în sufletul propriu. Fiecare moment petrecut la rugăciune de Antim în compania Mântuitorului este ca o poveste frumoasă, plină de romantismul răscolitor al dorințelor absolute, ce răzbat aici și acolo în didachicile sale. Emisiunea valorii create este procesul de socializare a valorii, de trecere din patrimoniul personal în patrimoniul comunitar. Așadar, împărtășirea. Din perspectiva socionomică, adică sfera normelor ideale de merit, Sfântul Antim semnifică pentru noi categoria personalităților superioare prin spirit, rațiune, față de indivizii fără conștiință morală. Să luăm aminte cu cât de vehement s-a biciuit viciile societății. Din perspectivă socionomică, adică normele sociale de merit, Sfântul Antim intră în categoria persoanelor superioare prin merite sociale de solidaritate, socialitate, de cooperare, etc. Din perspectivă politonomică a meritelor de putere, din sfera puterii, Sfântul Antim a fost un demnitar influent în epoca sa, superior prin poziția dominantă de mitropolit, de lider al poporului și de pe această poziție a militat nu numai pentru eliberarea poporului din ghearele de patidilor, dar și pentru eliberare de sub jugul turcesc islamizant. Elitele cele adevărate posedă componentele obligatoriile caracterului moral, pătruns de o credință curată, veritabilă, și doar în virtutea lor primesc recunoașterea unanimă a poporului. Fără aceste caracteristici, cei pregătiți doar intelectual și cultural, adesea devin anti-elite, se erigează în pseudomodele, caractere mici, care trădează pe Dumnezeu și propria menire de bună călăuzire a poporului. Când are parte de elite doar cu numele, poporul se sufocă, se îmbibă de duhoară unor valori false, ideologii mincinoase, idei deșarte. Falsele elite devin surse de poluare. În loc de păstori, devin lupi. Patimile cinismului, oportunismului, interesele, nasc motivații egoiste, putere, bani, satisfacerea patimilor, glorie, pământească, apar dictatorii. Iar când elitele trădează, poporul suferă de pe urma dezastrului sau pierde. Sfântul Antim nu a trădat pe nimeni. Cu toate că a fost acuzat de falși elitiști, puternici ai clipei, nemernici, străini de neam, haini la suflet, ucigași de oameni, care și-au întinat mâna și numele prin căsăpirea dreptului Antim.
Suntem încredințați că poporul român creștin nu este singur și nu va pieri, pentru că îl are pe Dumnezeu de partea sa. E adevărat, vedem istoria noastră. Chiar dacă n-a găsit vreun român al momentului vrednic să ridice poporul la o stare mai bună, pe calea mântuirii, Dumnezeu l-a trimis pe Antin din Georgia, lui natală, până la noi, din dragoste pentru noi. Așadar, Dumnezeu vrea să lucreze prin oameni și îi trimite poporului român oameni. Iar noi, poporul român, trebuie să-i recunoaștem drept ceea ce sunt. Oameni aleși și trimiși de Dumnezeu și să-i susținem. Cum îi vom recunoaște? După mărturia pe care o dau faptele lor. Sfântul Antim a arătat prin fapte că face parte dintre cei aleși al Dumnezeu, că îi se cuvine slava, cinstea și închinăciunea. Mulțumesc Părintelui Gamaliel pentru că și-a propus această temă extrem de interesantă și cu bătaie în actualitate. Și în legătură cu ideea aceasta a Sfântului Antim ca om, îmi îngădui să vă spun că m-am gândit mult la momentul acela când Antim, plecând de la Mănăstirea Sfântului Mormânt, unde a fost închinoviat și a intrat în cinul călugăreș, apoi s-a schimbat numele din Andrei în Antim, a venit în țara românească și apoi în Moldova cu Patriarhul Dositei. Și a venit într-o lume, într-o confruntare extraordinară, într-o luptă între ortodoxie și prozelitismul protestant și apoi catolic al contrareformei. Despre toate acestea a scris foarte amplu domnul profesor Croitoru. Și cărțile, aceste două cărțile, tezele de doctorat, sunt foarte edificatoare. Deci, a venit într-o dată ca un om nou intrat într-o bătălie. A adus de Dositei într-o bătălie și toată viața lui a fost în această bătălie. Mă întrebam, parcurgând diverse texte ale Sfântului Antim, care e latura mistică a activității sale, că pare că nu are, deși sunt secvențe. Dar nici n-a avut timp, nici n-a avut cum să trăiască numai pe dimensiunea mistică. A fost un exponent extraordinar al Bisericii Luptătoare de atunci. Intrăm în opera Sfântului Antim Ivireanu cu două comunicări. Întâi e Părintele Dumitru Urbanca, de la Universitatea din Alba Iulia, 1 decembrie 1918, o comunicare interesantă vis-a-vis de molitvenicul de la 1706, tipărit de Antim Ivireanu, la Râmnic, pe care îl pune în relație cu molitvenicul tipărit la Alba Iulia în 1684, apoi în 1689, și să vedem ce ne spune despre treaba asta. Poți. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Întâi de toate, în al Preasfințitului, domnului profesor Lazar, dumneavoastră că ați acceptat să ajungă și unul întârziat un pic în rândul dumneavoastră și vreau să vă spun că mă leagă foarte multe de Râmnicul Vâlcea. Nici nu vă imaginați câte. Întâi de toate, trebuie să fiu recunoscător Preasfințitului Iosif și înalt Preasfințitului Gherasim pentru un lucru pe care, pentru faptul că sunt preot, că s-ar fi putut să n-ajung preot. În 1982, când am dat examen la seminarul teologic, am fugit de la Cluj, eu sunt deloc din Turda, pentru că erau 90 de candidați pe un loc. Erau 5 locuri pentru Eparhia Clujului, nici nu vă puteți imagina ce lume era atunci.
Și m-am dus la Craiova, pe locurile de la Vâlcea, unde erau doar 20-25 de candidați, adică era ceva mai ușurel. Preasfințitul Iosif era bolnav pe atunci, cel ce a făcut documentele a fost în altă și le-a aprobat a fost în altă Sfântul Gherasim și pentru asta îi sunt recunoscător, sunt astăzi preo datorită lor. Am făcut și practică în această curte, pentru că așa se făcea atunci, de la seminar te mai trimitea din când în când să mai faci practică pe aici, pe acolo. De aceea vă mulțumesc pentru invitație, domn profesor, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați primit aici. Temele mele de cercetare din ultimii ani se leagă de o personalitate bălgrădeană, vechea denumire Alba Iuliei, și anume protopopul Ioan Zopa din Vinț, un protopop care a avut probabil multe trăsături asemănătoare cu Antimi Vireanu. A fost foarte colțuros, o fire foarte contundentă. I-a făcut proces propriului său șef, episcopului său, sigur sprijinit și de autoritățile politice, ceea ce l-a împins într-un unghi cenușiu al istoriei și multă vreme, începând cu istoriografia greco-catolică, dar terminând cu Iorga și cu Părintele Păcuraru, care în ultima vreme m-a asigurat că și-a schimbat această viziune, mi-a spus în cel puțin două întâlniri de genul acesta, a fost considerat o unealtă în mâna calvinilor, un trădător al Bisericii Ortodoxe și toată această pleiadă de lucruri rele spuse despre acest om. Probabil datorită faptului că a avut curajul să-și înfrunte episcopul, nu știu dacă astăzi am găsit unul dintr-un milion să facă acest lucru, sau, mă rog, unul dintr-o sută de mii, găsiți dumneavoastră variante. E o altă lume sau probabil el a fost mult prea dârz. A avut destule funcții în Biserica Transilvaneană, în Biserica de la Alba Iulia, ceea ce și-a permis să aibă această atitudine față de episcopul său. Nu o să intru în toate detaliile istorice. A fost probabil și iubit și temut pentru faptul că în 1982 este ales episcop, n-a ajuns să fie numit episcop, în ciuda ceea ce zic istoricii, că a fost unealta calvinilor, principele Calvin nu l-a nominalizat și n-a ajuns să fie hirotonit. Din acest motiv a avut și alte câteva tulburări, procese cu doi episcopi următori. În cele din urmă lucrurile s-au calmat și Ioan Zopa se apucă de o treabă pe care a găsit-o, cum spun istoricii, a găsit un culoar liber să se afirme și a făcut-o magistral. Adică tiparul, ceea ce nu reușise episcopul său, arhiepiscopul său, să pună în funcțiune tipografia, face Ioan Zopa din Vinț, mai întâi la Sebeș și apoi la Alba Iulia, publică câteva cărți, nu despre aceste lucruri, vreau să vă spun toată istoria aceasta, am scris și au scris și alții despre aceste lucruri. Ioan Zopa din Vinț, deși acuzat că a strecurat în cărțile sale învățături calvine, vă mărturisesc că din tot ceea ce eu am citit din cărțile pe care el le-a coordonat, tradus sau chiar tipărit, nu are aproape nimic ce să-i poți reproșa. Sunt doar urme, vagi urme, într-o carte de predici pe care el o tipărește, Sicriul de Aur, sunt în două locuri mici aluzii, dar pot fi scăpate, am vorbit și cu preoți calvini despre aceste texte, pot fi scăpate în contextul mai larg. Ce legătură are Ioan Zopa din Vinț? Ultima informație despre el este ușor după anul 1689, când el publică Molitfelnicul, care consider eu este lucrarea până acum descoperită și cea mai importantă făcută de el. Ioan Zopa din Vinț este, cred eu, cheița care transmite textele transilvanene înspre Muntenia, textele românești, vreau să spun, înspre Muntenia, pentru că să nu vă imaginați că Antimi Vireanu și nici Mitrofan n-au avut niște texte în greacă,
pe care le-au tradus în românește. Ei au folosit materialul care le era la îndemână. Chiar dacă Antimi Vireanu mărturisește că a folosit acel molitfelic de la Veneția, Librichis, totuși, comparând textele pe care eu le-am avut la îndemână, demonstrez și se vede foarte ușor că Antimi Vireanu a preluat tot ceea ce exista atunci mai bun tradus în zonă. Sigur, îs convins că le-a și perfecționat, pentru că, pe de o parte, limba a evoluat, iar pe de altă parte, după cum v-a spus și părintele Mihail, avea la îndemână grămătici, avea la îndemână oameni cu știință de carte. Eu intuiesc că chiar Didahiile și toate textele lui au fost cizelate de cineva, pentru că e foarte greu să crezi 100% că a avut el toate acele flori ale limbii române puse în Didahii, fără ca cineva să-i polișeze un pic stilul sau poate să-i facă mici acorduri de finețe. Câteva date trebuie să știți. Molitfelnicul de la Alba Iulia este un pic atipic pentru molitfelnicele care apar în secolul 17 și începutul secolului al 18-lea, adică ideea este că grecii, în conceptul de mare molitfelnic, includ și textul liturghiilor. Ceea ce noi, la români, acum, noi nu avem acest lucru. Omega Sefologion conține toate cele trei sfinte liturghii și abia apoi toate celelalte rânduieli pe care noi le avem cu tainele și rugile pe care le știm. Ioan Soba din Vinț publică doar cealaltă parte a molitfelnicului și nu liturghiile. El tipărește în 1687 o liturghie, o broșurică mică. Din păcate, istoricii o trec cu vederea. Este o broșurică de vreo 22 de pagini, dar care conține rânduiala, este numită rânduiala diaconsfelor, conține rânduiala liturghiei, rânduiala vecerniei, miezonoptica și pavecernița. Se poate vedea foarte ușor textul, traducând textul vocal, adică ceea ce se aude, cu pace Domnului să ne rugăm, toate rugăciunile care sunt rostite în taină de către preot și o parte din văzglășenie, adică din necfonise, le scrie, le indică doar cu litere slavone. Acum, textul acesta l-am identificat ca fiind tradus după liturghierul lui Teodosie din 1680 din Țara Românească, cel care nu dorea să traducă și rugăciunile pentru condițiile pe care ele enumeră acolo, slăbiciunea limbii și toate celelalte. Și rămâne doar textul rubricilor, a tipicului în limba română și textul rugăciunilor în limba slavonă. Acest lucru totuși îl nemulțumește pe Ioan Zoba, care dorea, poate și la influențele protestanților din Transilvania, de a traduce cultul în limba vorbită, îl nemulțumește și atunci traduce textul liturghiei și îl publică sub forma aceasta de rânduiala diaconzelor. Iar textul acesta din 1687, după 1685, nu intru iarăși în detaliile acestea, textul acesta este aproape identic cu molitfelnicul care apare în 1702 la Buzău și cu molitfelnicul care apare în 1706 la Râmnicu Vâlcea. De aceea eu cred că a existat această relație circulară, București, Alba Iulia, tradus textul în limba română, preluat la Buzău și apoi și din Buzău și din molitfelnicul de la Alba Iulia au fost preluate forme ale limbii române pe care Antimi Vireanu le-a pus în molitfelnicul său. O să vă dau câteva exemple. Regret că n-am știut să anunț din timp, am avut material pregătit, pentru că e greu să urmărești chestiuni delicate, de finețe lingvistică, vorbite de cineva. Eu pregătisem un PowerPoint să puteți vedea câteva lucruri, dar lipsa mea de comunicare cu organizatorii a dus să nu pot face acest lucru. Și o să vă citesc
doar începutul lecteniei și sfârșitul lecteniei mari, de exemplu, cum apare în molifelnicul de la Bălgrad din 1687, cum apare în molifelnicul de la Buzău și cum apare în molifelnicul de la Râmnic. Și o să vă dați seama că această relație între ele este neștepită, adică nu poți traduce atât de aproape, eu aș zice identic. Se vede doar faptul că din 1687 până în 1706, deci sunt peste 20 și, nu, de ani, limba chiar a evoluat, sau traducătorii care deja aveau o anume abilitate, au reușit să modifice lucrurile. Și auziți cum sună ectenia mare. Bălgrad, cu pace Domnului să ne rugăm. Buzău, cu pace Domnului să ne rugăm. Cu pace Domnului să ne rugăm, la râmnic identic. Pentru pacea de sus. Pentru pacea cea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus, nu cea de sus, și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus, deci identic Buzău și cu râmnic. Apoi continuă, nu o să iau toate lucrurile care sunt identice, ectenia e aproape identică, sunt schimbate două, trei cuvinte. Antim, de exemplu, schimbă pentru bună tocmirea Sfintelor Biserici, sună în molifelnicul lui Antim, la Buzău, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și, din nou, la Bălgrad, sună ca la Antim. Pentru bunăstarea Sfintelor, pentru bună tocmirea Sfintelor Biserici a lui Dumnezeu, o limbă un pic mai veche. Nu voi intra în toate detaliile acestea, pentru că e greu să mă urmăriți atâta vreme cât nu aveți textul înainte. O să, să zic Ecfonisul, spre exemplu, am pregătit acest text. Ecfonisul acestei ectenii, că ție ți se cade toată mărirea, cinstea și închinăciunea Părintelui și Fiului și Duhului Sfânt, acum și purul și în vecii vecilor. Amin. Acum, Sfânt ăsta s-ar putea să fi sunat în vorbire Sfânt, dar l-au scris Sfânt. Cum sună la Buzău? Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, introduce cuvântul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, se corectează acel SV în SF, acum și purerea și veci și vecilor. Amin. Și din nou, curios, Antim revine la varianta lui Ioan Zoba. O variantă cam ardelenească și s-au scris studii despre slavă și mărire și s-a demonstrat că nu e același lucru. Deși este greșit, Antim Infireanu preferă varianta lui Ioan Zoba. Că ție se cade toată mărirea, cinstea și închinăciunea. Este curios de ce Antim Infireanu revine la varianta lui Ioan Zoba. Ar trebui, sigur, niște studii aprofundate, o echipă de filologi, cu teologi și cu istorici care să lege un pic lucrurile. Ar trebui niște echipe mai mari să vedem ce s-a întâmplat în această perioadă. Voi mai cita ușor din rugăciunea Avonului, am mai citat-o des acest lucru, această rugăciune, cum sună varianta lui Ioan Zoba, cel ce blagoslovești pe cei ce te bine, ceea ce bine te cuvintează pre tine, Doamne, și sfințești spre ceea ce ne dejduiesc spre tine, mântuiește oamenii tăi și blagoslovește ocina ta. La Buzău, cel ce blagoslovești spre ceea ce bine te cuvintează, vedeți, la fel până acum, ce, Doamne, și sfințești spre ceea ce nădăjduiesc în tine. Nedăjduiesc, nădăjduiesc diferențe foarte mici, pentru ca din nou la Antim lucrurile să semene cu Ioan Zoba din Vinț. Cel ce blagoslovești spre ceea ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești spre ceea ce nădăjduiesc într-o tine, mântuiește norodul tău și blagoslovește, singura schimbare, în loc de ocina ta, oamenii tăi, ocina ta, mă scuzați, blagoslovește moștenirea ta, care s-a și păstrat în textul de astăzi. Este foarte interesant cum un text de la 1687 lui Ioan Zoba îl înțelegem 99,99% și astăzi. Luați un text de pe vremea lui Șaguna publicat în Ardeal și nu veți găsi aceeași limpezime și cursivitate
a textului. Voi trece peste toate aceste detalii. Antim a cunoscut și a folosit, este clar, molifelnicul lui Ioan Zoba și eu cred că l-a preferat. Dar rămâne de stabilit în viitor o cercetare mult mai amănunțită a acestor lucruri. De ce l-a cunoscut și de ce l-a folosit? Pentru că cel ce tipărește Chiriacodromionul Alba Iulia în 1699 este același care îl ajută pe Antim Ivireanu să tipărească la râmnicul Vâlcea molifelnicul său și plagiat. Am mai spus acest lucru, sigur, cu glumă, pe vremea aceea nu se inventase plagiatul, dar nu se inventase nici doctoratul și nici CNAT-ul nu exista. Preia Antim Ivireanu, sigur, prin Istvanovici, toată argumentația lui Ioan Zoba. Și dați-mi voie, chiar dacă o să vi se pară un pic greoi, dar să vedeți că argumentele sunt trei și sunt identice, preluate după Ioan Zoba, un pic parafrazate, dar o să vedeți că sunt identice. Iată cum își argumentează Ioan Zoba necesitatea publicării molifelnicului și folosul său. După o întreagă introducere în care vorbește despre tainele bisericii și eu cred că ori a tipărit, ori a avut în intenție să tipărească și liturghiile, pentru că atunci când vorbește despre taine, ajungând la Euharistie, zice Ioan Zoba, despre aceasta nu voi mai vorbi, pentru că ne va ajuta Dumnezeu să tipărim și acea carte. Și la sfârșitul întregii sale introduceri la molifelnic zice așa, despre acestea nu voi mai spori, ci numai destoinicia cărții, cu trei cuvinte voi arăta. 1. Sunt întrânsa rânduieli sfinte și slujbe tocmite și rugăciuni de multe trebuie. 2. Toate întărite cu Scriptură Sfântă și înfrumusețate cu psalmi din Saltirea lui David și din cărțile evangheliștilor și ale apostolilor. 3. Cuprinde întrânsa toată viața omului creștin, din ceasul nașterii până la ceasul morții și până la îngropăciune. Cum apare argumentația lui Istvanovici în molifelnicul lui Antim Ivireanu? În scurt, cu trei lucruri îi voi încheia lauda. 1. Cum că se află întrânsa rânduială și slujbe cu rugăciuni întocmite de multe trei, iar mai vârtos cele 7 taine sfinte ale pravoslavnicii bisericii noastre. 2. Că ea este toată întărită cu Sfântă Scriptură și înfrumusețată cu psalmi din Saltirea Dumnezeiescului David și din cărțile evangheliștilor și ale apostolilor. 3. Cuprinde întrânsa toată slujba vieții omului pravoslavnic, care le poftește și va trăi creștinește din ceasul nașterii până în ceasul morții și până la îngropăciune, încă și după îngropăciune. Cred că cei de la CNAT-ul ar fi avut probleme dacă trebuiau să rezolve această chestiune. Ca o concluzie a celor spuse, Antim a cunoscut și folosit cărțile bălgrădene, prefața textul propriu-zis, am arătat câteva exemple, dar și veriga cu Alba Iulia, Mihail Istvanovici, o dovedesc. În al doilea rând, cel puțin pentru Sfânta Liturghie, dar și pentru molifelnica atare, textele lui Antim sunt tributare într-o mare măsură molifelnicului Buzoian, al lui Mitrofan, de la 1702. Antim a preluat tot ce a găsit mai bun în traducerile existente pe care le-a perfecționat. Apoi, manuscrisul Mitropoliei din Sibiu, în textul pe care eu l-am pregătit pentru această întâlnire, am făcut referire la un manuscris, manuscrisul 19 din Biblioteca Mitropoliei din Sibiu, care este anterior molifelnicului lui Zoba, dar este o asemănare extraordinară. Eu n-am apucat încă să-l cercetez foarte detaliat, am preluat informațiile de la Înalt Sfințitul Laurențiu Streza, care l-a prezentat într-un simpozion și de la Ciprian Streza, de asemenea, care vorbesc despre el, dar trebuie comparate și demonstrat că și Zoba a preluat din ceea ce era în vreme, pentru că nu poți clădi de la zero. De asemenea, trebuie să vă spun că pentru stabilirea cu o mai mare precizie a surselor și a textelor liturgice folosite de Antim Ivireanu, trebuie studiate cu o mai mare atenție și în paralel textele apărute la București, Bălgrad, Buzău și Râmnic și corelate cu manuscrisele transilvane din prima jumătate a secolului al XVII-lea.
De aceea, studii viitoare trebuie să lege mult mai mult și mult mai strâns personalități ale tiparului românesc, cum sunt tipograful Chiriac, cel care contribuie la tipărirea liturghierului Teodosie în 1680, mitropolitul Teodosie despre care vă spuneam, mitropolitul Teodosie îl influențează foarte mult, n-am timp să vă vorbesc despre acest lucru, îl influențează foarte mult pe Mitrofan la Buzău, pentru că Mitrofan la Buzău în primii ani tipărește molitfelnicul, varianta lui Zoba, dar face un pas înapoi, în sensul că tipărește rubricile, tipic în limba română, și textele în limba slavonă. Și acest lucru este, pare să un pas înapoi. Și de asemenea cu Ioan Zoba din Vinț și episcopul Mitrofan și, cum spuneam, Teodosie de la Buzău, Teodosie al Ungrovlahiei. Aceste lucruri pe care vi le-am spus sunt doar așa, un parfum. Sper ca dintre teologi, dintre muzeografi, dintre istorici, dintre cercetătorii ceilalți care se apleacă asupra cărților vechi, să formeze o echipă și să vadă odată sursele tuturor cărților noastre. O concluzie pe care o am în mine, sigur, și cu o mândrie de ardelean, cred că mare parte din forma limbii pe care noi avem astăzi în biserică se datorează ardelenilor și poate lui Ioan Zoba, cel care a fost protopop la Vinț, la Alba Iulia. Mulțumesc! Domnul profesor Hăritoru, atitudinile de urmat ale lui Antimi Vireanu, poftiți. Preferați formula aceea, da. E bine. Părerea curioșii, prea docenți, părinți, odată o formă. Dacă domnul Vergati spunea că are un dușman timpul, noi acum și de pământ avem încă un dușman, o oboseală pe care ați acumulat mai odihnitor. Când privește tema mea, atitudini de urmat ale Sfântului Antimi Vireanu, îndreptător de moralul, analist al tradiției politice și apărător al credinței ortodoxe, vă mărturisesc că această conferință, prima dată am expus într-o formă mai simplă la Academia Română acum 3 ani de zile, când a fost lansată cartea care astăzi a fost lansată din nou, și anume cartea Scrisori, pe care a pregătit-o Părintele Arhimandrit Mihail Stanciu. Și pe atunci am reușit să strâng 2 pagini. De atunci până astăzi am îmbogățit studiul și am strâns 21 de pagini scrise privind aceste aspecte care privesc personalitatea Sfântului Antimi Vireanu. Ceea ce mă determină să afirm și eu, ca și antevorbitorii mei, că încă se poate scrie mult despre Sfântul Antimi Vireanu. Sunt multe aspecte care pot fi descoperite, interpretate în contextul cercetărilor care, an de an, sunt mai bogate. Așa cum știți, una dintre activitățile importante ale Sfântului Antimi Vireanu a fost tiparul. S-a vorbit foarte mult despre acest lucru, însă vreau să vă spun că era concepția lui despre tipar. El spunea așa că tiparul trebuie să fie pus în slujba ortodoxiei și a culturii. Și nu trebuie să fie folosită arta tiparului sau meșteșugul tipografiei împotriva bisericii și a legii românilor, legi identificată cu credința ortodoxă, ci pentru folosul țării. În acest demers pe care el l-a avut, așa cum s-a afirmat, a avut sprijinul domnitorii Constantin Brâncoveanu, mai târziu și al lui Ștefan Cantacuzino. Și el s-a distins în literatura noastră ca al doilea mare autor de sentințe, o antologie de sentințe, pe care el o consacră domnitorului Ștefan Cantacuzino, cu titlul sugestiv Sfaturi creștino-politice, care a fost tipărit în limba greacă. El a compus această scriere în limba greacă și a fost tipărit în tipografia metropolitană din București în anul 1715. De aceea, în literatura de specialitate, Sfântul Antimi Vireanu este socotit al doilea mare autor de sentință, așa cum a spus Sfântul Neagăie Basaran. Trebuie și aceste aspecte. Vreau numai să vă spun două aspecte legate de această carte. În primul rând, el leagă numele
domnitorului Ștefan Cantacuzino de o denumire și anume Ioan. Sfântul Atim face această referință la o politică creștină, deoarece domnitorii români, așa cum știm, și-au ales ca patron și blazon pe Sfântul Ioan Evanghelistul. Acest nume Ioan reprezintă, după specialiști, particula Io, care se întâlnește adesea în titulaturile domnitorilor din Țara Românească și Moldova. Din această perspectivă teocratică, Sfântul Antim Iverianul îndeamnă, printre altele, pe domnitorul Ștefan Cantacuzino să ai bună credință, cea mai mare înțelepciune, iar lista credinței cea mai înjositoare nebunie. Păzește legea întotdeauna și să nu o încalci. De la cuvintele lui Hristos să nu te abați. Când vei împlini poruncile lui Hristos Binefăcătorul, atunci vei deveni fiu blând al dătorului de lege. În consecință, Sfântul Antim Iverianul atrage atenția domnitorului că guvernarea cea părintească și de credință are ca scop câștigarea sufletului pentru viața de veci. Însă, pentru guvernarea plăcută lui Dumnezeu și a oamenilor, domnitorul se îndemna să vegheze ca egalitatea adevărată să o găsească cu toții și se aduce la cunoștință că în trei lucruri bune se cunoaște la toți, după filozofi, guvernarea bine făcută. Primul lucru. Dacă se găsește pâine din belșug în piață. 2. Dacă există justiție luminoasă în tot locul. 3. Dacă lipsa de frică pretutindeni se află, astfel încât să umble oamenii în orice loc, fără teamă și fără osteneală. Sfântul Antim s-a remarcat în timpul său, așa cum s-a spus, ca un mare orator și prin prunia dumnezeiască mi s-au păstrat un anumit număr de didahii sau învățături. Însă în aceste didahii se poate vedea conștiința lui pastorală, cu o îndrăzneală, așa cum o întâlnim la Constantinopol, la Sfântul Ioan Gură de Aur. Ceea ce arată că el a avut în același timp nu doar o parte practică, dar și o parte mistică și de conștientizare a misiunii pe care a avut-o în Țara Românească. Am spus mai multe citate, vă dau doar unul singur. Și nimeni să nu socotească din voi și să zică nimeni lui, dacă ce treabă are vrădica cu noi? Nu-și caută vrădicia lui, ci se amestecă în toale noastre. Astăzi, în asemenea limbaj, ar fi fost imediat acuzat de presă și de către politicieni. De n-a știut până acum și de n-au fost nimeni să vă învețe, iată că acum vei ști că am treabă cu toți oamenii cât sunt în Țara Românească, de la mic până la mare și până la un copil de țâță, afară din păgâni și din aceia ce nu sunt de o lege cu noi. Iar textul continuă, nu mai insist. Aceste cuvinte exprimă, pe de-o parte, responsabilitatea Sfântului Antim ca arhiereu față de toți cei ce au fost încredințați de Biserica lui Iisus Hristos spre păstorire, care responsabilitate nu se duce doar la o simplă orientare duhovnicească, ci implică o conducere conștientă și grăitoare către Împărăția lui Dumnezeu prin obținerea mântuirii conform învățăturii lui Iisus Hristos, așa cum această învățătură este provăduită și trăită în Biserica Ortodoxă. Pe de altă parte, Sfântul Antim nu are o atitudine rezervată sau interesată față de rangul persoanei, mai ales că după asta convingere și trăire, deci încercarea duhovnicească a mitropolitului nu cade să fie scutit niciunul dintre credincioșii aflați în Țara Românească. Se cuvine precizat că faptul că în acele vremuri identitatea națională coincidea cu cea de credință, iar mitropolitul era al doilea om în stat după domnitor, făcând parte din statul țării, marele divan sau divanul de judecată, adunarea de stări. Adeseori, întâlnim în secolul al XVII-lea și alți mitropoliți care se ridică împotriva politicii pe care un domnitor sau altul a dus-o față de poartă sau față de popor. Deci, Sfântul Antim Iverianul avea deja cazuri cunoscute în viața bisericească din secolul al XVII-lea. Nu insist, doar reamintesc în fugă că Sfântul Antim Iverianul a avut un conflict cu domnitorul Constantin Brâncoveanu în 1712. De asemenea, a avut o divergență cu patriarhul Crisant Notaras,
care a ținut 3 ani de zile între 1709-1712 privind statutul mănăstirilor închinate Ierusalimului, după aceea o altă polemică cu Patriarhul Cosma al III-lea pentru averile Mitropoliei Țării Românești. El s-a înscris în același timp, așa cum a spus și Părintele Vanca, în traducerea textului liturgice. Și interesant este că el a urmat o tactică. Și anume, mai întâi tipărea texte bilingve sau trilingve, ca să arate fidelitatea limbii române față de limbile sacre, pentru că în epoca aceea exista în apus dogma limbilor sacre, în răsărit exista teoria limbilor sacre, adică existau 4 limbi sacre în răsărit, greaca, latina, ebraică și slavonă. De aceea, Miropoitul Teodosie și Mitrofan de la Buzău au ezitat să facă pasul. Și interesant este că acest pas, când traduce o limba română, îl face un străin. Tomea Antimidireanu. El este cel care s-a luptat cel mai mult ca să introducă limba română în cult, punând în practică această tactică de editare a textelor. De consemnat încă un lucru important, și anume că Sfântul Antimidireanu a reușit să păstreze acuratețea limbajului liturgico-dogmatic întâlnit în cărțile de cult față de influențele contrareformei și a reformei care se simțeau aceste influențe în anumite exemplu la Sfântul Petru Movilă, în cărțile date de el. Se punea momentul prefacerii în momentul rostirii cuvintelor domnești. El, în învățătura sa bisericească, spune clar că acest moment se face după cuvintele domnești. Deci se detașează de această influență romano-catolică. Se mai întâmpla un lucru în timpul său. Foarte important pentru noi cei de astăzi. În acest secol s-a dat o mare luptă privind introducerea termenilor scolastici în teologia ortodoxă. Și acest...